Bun găsit tuturor aici la o nouă ediție a dezbaterilor Historia. Suntem în momente în care lumea este din ce în ce mai confuză, din ce în ce mai debusolată, dar istoria rămâne să ne lumineze întotdeauna. Citiți istoria, este numărul cel mai recent, îl aveți, este proaspăt, este vorba despre un episod din domnia regelui Carol I, mai puțin cunoscut, faptul cum a reușit să-și construiască Palatul Peleș la Sinaia și cine a pierdut din această competiție, și atunci era o competiție pentru dezvoltare, cineva a pierdut o șansă istorică pentru că regele Carol, pe vremea aceea domnitor, își dorea la început să-și construiască palatul în cu totul și cu totul altă parte. Valea Prahovei și Sinaia au devenit perle ale turismului românesc, tocmai pentru că regele și-a construit acolo reședința sa de vară și a lăsat acest patrimoniu. Ceilalți au realizat ce au pierdut și au încercat să mai repare, însă n-au mai reușit. Așa se întâmplă în istorie cu șansele ratate. Se întâmplă foarte des să vorbim despre evoluția în istorie și despre ceea ce contează. Ori, de foarte multe ori, vedem că ceea ce contează cu adevărat este lupta pentru adevăr și este un fenomen cu care ne confruntăm în ziua de astăzi, acela de a face diferența dintre manipulare, dintre dezinformare și știrile adevărate și ceea ce contează cu adevărat. Este unul dintre fenomenele lumii moderne, dar nu este chiar așa de nou, precum pare. Regimul comunist a căzut în urmă cu 31 de ani tocmai pentru că a pierdut lupta pentru adevăr. Dacă nu ar fi existat acești oameni puțini care în vremurile cele mai dificile au ținut să spună adevărul și au reușit să ajungă la milioane de oameni din spatele cortinei de fier, este pentru că lupta pentru adevăr este mai importantă uneori decât lupta pe teren, decât confruntarea directă între adversari. Este ceea ce a dus totuși la sfârșitul acestor dictaturi comuniste, faptul că au încercat întotdeauna să mistifice adevărul și până la urmă au pierdut. Alături de mine la această dezbatere legată de dezinformare, lupta pentru adevăr, din trecut și de astăzi, despre ceea ce putem învăța din lecțiile istoriei, doi oameni care se ocupă de a găsi, de a dezluși adevărul în istorie. Liviu Tofan, fost jurnalist la Radio Europa Liberă, timp de 20 de ani, a prins deceniile cele mai tumultoase, cele mai importante, care au dus la căderea comunismului, o epocă istorică extrem de importantă. A condus secția de știri Radio Europa Liberă în limba română. Stejer Roraru, scriitor și cercetător istoric al arhivelor securității și al perioadei comuniste, de asemenea autor al unor importante volume despre dedesubturile vieții, așa cum s-a petrecut ea și lucruri ocultate în vremea comunismului descoperite în aceste arhive. Mulțumesc foarte mult pentru prezența la dezbaterea noastră. Este iată o lume care se a schimbat enorm, dar pare că unele lucruri rămân legate de această luptă continuă pentru a face diferența dintre cei care manipulează și cei care spun adevărul, dintre ceea ce se ascunde în spatele unor știri și ceea ce este cu adevărat. V-ați confruntat și asta a fost misiunea Radio Europa Liberă, de a spune adevărul oamenilor care nu puteau să ajungă la adevăr, iar în vremurile comuniste a fost un succes extraordinar acest radio, dacă ne referim la audiențele, vorbim în termenii de astăzi, dar și atunci se foloseau acei termeni, legat de milioane de oameni care ascultau în România în fiecare zi postul de Radio Europa Liberă. Cum ați ajuns, domnule Tofan? Ați scris această carte, ne-au ținut în viață. Este vorba despre 20 de ani din istoria redacției românești de la München, la Radio Europa Liberă, redacție care era cunoscută de foarte mulți români.
după numele reale sau numele pseudonimele celor care lucrau acolo și erau așteptați în fiecare zi pe unde. Când ați ajuns acolo și cum ați ajuns să intrați în redacția Radio Europa Liberă? Am ajuns la München în primăvara anului 1973, profitând de o deplasare, eram încă student la București, la filologie, profitând de o deplasare în Germania Federală, în Germania de Vest, am ales libertatea, cum se spunea. Am rămas în Germania și la München, la Europa Liberă, trebuie să recunosc că nu am nici cel mai mic merit, pentru că am ajuns acolo mai mult întâmplător. Aveam cu totul alte proiecte de viitor, la vârsta aceea de 24 de ani. Nimerind întâmplător la Europa Liberă, m-a chemat Noel Bernard, directorul secției românești, să mă vadă, să mă cunoască, să stăm de vorbă. Un tânăr student din România era în acele vremuri o raritate, totuși, și mi-a zis, stai aici. Și așa am stat următorii 20 de ani până în 1994, când la München s-a anunțat că se închide radioul și se mută la Praga și se restructurează, ceea ce s-a întâmplat în 1995. Și am considerat că capitolul meu de Europa Liberă s-a încheiat. De fapt, se încheiase un întreg capitol istoric, pentru că exact. Misiunea istorică pentru care fusese înființat postul se încheiase după căderea comunismului și lucrurile s-au transformat, deși postul există în continuare. Da, există și astăzi și are și o secție în limba română care se cheamă Radio Europa Liberă Moldova, pentru că emite doar pentru Republica Moldova. Există o redacție la București, dar care nu emite ca radio, este doar un site web. Un site, da. Dar, cum ai spus foarte bine, ceea ce ne-a fost și nouă foarte clar atunci, misiunea istorică conținută în chiar în numele acestui post de radio, eliberarea Europei de comunism, s-a încheiat atunci. Cât de mare a fost impactul real al acestui post de radio, dacă ne referim la perioada asta cuprinsă în carte, să spunem anii 70-80 până la căderea comunismului? Impactul în ceea ce privește audiența? Audiența din România, da. Ei, aceste cifre, eu de exemplu nu am aceste cifre și nu știu dacă nici ei la Europa Liberă aveau cifrele reale, deși știu că obișnuiau să facă niște măsurători, însă am rezerve că erau precise. Cred că de fapt audiența era mult mai mare decât Era mare? Sau era un cerc restrâns de oameni care mai ascultau din când în când? Audiența era uriașă. Cred că în special în spațiul urban, cred că era ascultat permanent, chiar și de tineri, de foarte tineri, de chiar adolescenți. Eu vă spun că în cazul meu, când mergeam în concedii, luam aparatul de radio cu noi pe litoral sau la munte ca să ascultăm Europa Liberă. De fapt, asta a fost una dintre marile succese ale postului, faptul că s-a adresat și a reușit să capteze audiența tânără, pentru că vedem și până în ziua de astăzi, tinerii sunt mai puțin înclinați să asculte politică, analize și așa mai departe. E vorba de cu totul alt segment de public, iar dacă reușești să-l atragi, sigur că ai câștigat puncte importante. Sigur. Și acum cei care se adresează tinerilor reușesc într-adevăr să-și aibă o audiență mult, mult mai bună. Așa este. În condițiile în care subiectele abordate erau grele, erau complexe. Da, discutam de comunism, de războiul rece. Așa este. Și tinerii să asculte astfel de dezbateri și să le înțeleagă, pentru tineri nu era ușor. În plus, și tinerii simțeau nevoia să vorbească după ce ascultau aceste emisiuni și iar mă dau pe mine exemplu, pentru că la școală, cu prieteni apropiați, despre Europa Liberă discutam atunci când găseam un răgaz despre ce s-a mai spus,
despre ce am aflat că s-a întâmplat în realitate, nu ceea ce ni se transmitea de către instituțiile media oficiale cenzurate din România. Și atunci, fără doar și poate, audiența a fost uriașă și nu cred că va mai avea cineva o audiență atât de mare în România vreodată, precum Europa Liberă în anii 80. Sigur că dacă ne uităm la istoria acestui post de radio, care începe în 1949, să zicem, odată cu înființarea acestui Comitet Național pentru o Europa în Statele Liberă, Unite, deci americanii își dau seama că războiul rece care începea nu va putea fi câștigat numai prin confruntarea directă cu URSS-ul, ci avea nevoie să câștige o bătălie de lungă durată pentru minds and hearts, inima și mintea oamenilor. Așa este. Aș mai spune că în acea perioadă președinte în Statele Unite era Harry Truman, care a înțeles foarte bine pericolul sovietic, a înțeles de asemenea că acel principiu al coexistenței pașnice era de fapt o iluzie și că războiul rece care începea trebuia abordat pe toate direcțiile, iar direcția propagandistă era esențială. Și se înființează acest comitet care este privat, dar care, în spatele căruia se află CIA-ul, și în 1950 este prima emisiune radio. Test, și dacă nu mă înșel, chiar de Ziua Națională a Statelor Unite, în iulie 1950. Da. Deci 70 de ani, iată, în jur, deci la înființarea... Peste 71 de ani, am putea spune chiar, dar nu în limba română. În limba română, aici Liviu ne-a lămurit, se înființează Departamentul Românesc un an mai târziu. N-am înțeles sincer de ce s-a întârziat până în toamna anului 1951, în octombrie, acum am împlinit 70 de ani de la acel moment. Și sigur că Europa Liberă din anii 50 și din anii nu este aceeași cu Europa Liberă din anii 60. Cum nu este aceeași cu Europa Liberă din anii 70 sau din anii 80. Linia editorială suferă transformări. Perioadele sunt altele, contextul politic este altul și putem să le discutăm fără doar și poate, numai că noi ne vom concentra pe anii 70-80, care sunt cei mai importanți. Care de fapt, aș spune că audiența cea mai mare și perioada care a contat a fost aceasta, anii 1980. 80, pentru că au fost anii cei mai sumbri din punct de vedere politic în România, social și evident din punct de vedere al accesului la informații. Adică România a fost complet izolată sau regimul a încercat să o izoleze mai mult decât în anii de relativ mică, să spunem, deschidere, anii 70, care au arătat un orizont românilor, dar după aia a căzut din nou o cortină de fier și mai groasă. Aș mai spune ceva, că această evoluție a postului de radio, vorbim de departamentul românesc acum, absolut, nu știm alte departamente, ce s-a întâmplat acolo. Probabil că, pe de o parte, era vorba de, a contat și din cauza contextului politic care a fost diferit și probabil că și datorită sau din cauza celor care au condus departamentul românesc din anii 50 până în anii 80, pentru că s-au perindat mai multe persoane la conducerea acestui departament. Cred că primul a fost Fărcășanu, Mihail Fărcășanu, dacă mi-aduc bine aminte, în 1950, da? Câțiva ani, un personaj foarte interesant despre care astăzi vorbim puțin, fugit din România la sfârșitul anilor 40, liberal, politician, avocat, dar și jurnalist, pentru că a fost la conducerea redacției Viitorul, ziarul liberal. Deci era un om în meserie, da? Care știa ce înseamnă presa. Și de ce mi-aduc aminte de anii 50? Pentru că în carte ai abordat acest subiect la un moment dat. În 1955 are loc acel atac al ambasadei României de la Berna. Da. M-am gândit cum a fost abordat mediatic de către Europa Liberă acel eveniment, pentru că a fost un pic de... Au fost conflicte în acel moment. Era dificil de tradus în știre treaba asta, cum te poziționezi când are loc un... Deci comuniștii spun este un atentat terorist. Exact, da. Chiar Noel Bernard, care era atunci în prima lui fază
ca director al departamentului, a avut o atitudine critică, să spunem, față de faptul în sine, care nu este un fapt pe care îl poți accepta. Este, da, este un, din zona e un penală, atentat. Oricum o iei. Iar, ceea ce a creat mare dezamăgire în exilul românesc. Sigur că da, mulți au fost dezamăgiți și se pare că l-a și costat oarecum pe Noel Bernard această poziționare, pentru că în 56 la sfârșitul anului a fost înlocuit. A fost înlocuit, așa. Dar aici ar trebui menționat în 56 Noel Bernard în vara acelui an și este cea mai veche înregistrare păstrată din Arhiva Europei Libere, a făcut un interviu cu ministrul, fostul ministru de externe, Gafencu, în legătură cu procesul de la Berna atacatorilor. Celor trei români care atacaseră misiunea reperistă de la Berna. E cea mai veche emisiune păstrată cu vocea lui Noel Bernard. Da. Ei, aș spune că e foarte acest lucru m-a interesat și am stat de multe ori de vorbă cu Liviu pe acest subiect al liniei editoriale a Postului. Exact. Cât de mult se implica managementul american, ce libertate aveau jurnaliștii și când socoteau ei însuși că trebuie să se oprească în a merge mai departe cu o informație. Și de ce mi-am pus această întrebare? Pentru că atunci când am scris cartea despre Nadia și securitatea, am abordat acest subiect. Fuga Nadiei a fost extrem de mediatizată. A fost extrem de mediatizată la nivel mondial. Știrea a făcut prima pagină oriunde. Așa este, peste tot. Și am putut să fac o revistă a presei pe acest subiect. La un moment dat au apărut ceea ce numim astăzi fake news. Exact. În privința Nadiei, și anume că a fost trimisă o echipă a securității să o răpească și a fost deja răpită și adusă în țară decât la ordinul lui Nicu Ceaușescu. Dar aceste informații au fost date de ziare mari, de Washington Post, de tabloide din Marea Britanie. Și m-am uitat la Europa Liberă. A fost postul de radio cel mai serios, cel care sub nicio formă nu a abordat astfel de știri și a dat doar ceea ce a putut să confirme în privința Nadiei. Ori, acest lucru spune multe despre Radio Europa Liberă în anii 80, despre profesionalism și despre eficiență în același timp. Este într-adevăr într-o luptă cu un sistem care se bazează în primul rând pe manipularea informației și pe controlul informației, ca politică, pe fake news. Și era foarte greu să vedeți cum faceți diferența, cum verificăm noi o știre care se întâmplă în România. Cum putea să faceți acest lucru pentru a vedea dacă este cu adevărat adevărat sau este vorba despre alte manipulări, că putea să fiți manipulați din diverse surse, nu numai din partea Bucureștiului. Sigur că da, și eram conștienți de lucrul acesta. Regula de bază respectată întotdeauna a fost ca orice informație difuzabilă să fie confirmată din două surse de încredere, fără excepție. Și când această confirmare nu se putea obține, știrea nu se difuza. Iar din această cauză ați întârziat difuzarea știrii despre 15 noiembrie 1987? Despre revolta de la Brașov, de pildă, noi am dat știrea. Deci n-ați avut cele două confirmări. Am difuzat știrea cu 3 zile întârziere, deci revolta a fost duminică, noi am difuzat-o, cred că, miercuri. Abia după ce prin consulatul american de la München, de la București, de fapt, de la ambasada americană, am primit confirmarea că da, a existat revolta. Evenimentul avea un caracter și o amploare atât de mare și o semnificație atât de puternică, încât trebuia să avem foarte mare grijă vorbind despre așa ceva. Pentru că aici era un pericol și mai mare, că dacă dădeați o știre care nu se confirma,
regimul ar fi spus, ia uite ce minciuni spune Europa Liberă, iată încă o minciună care se și documentează. Deci riscul era cu atât mai mare pentru a cădea în capcanele pe care vi le putea întinde regimul de la București. Așa este. În carte am dedicat un capitol special codului nostru profesional. Pentru că, apropo de ce vorbim, despre ce vorbim aici, mi s-a părut și am și spus că dacă vrei să înțelegi cum a funcționat Europa Liberă, pe ce principii, pe ce criterii, care a fost politica editorială, trebuie să citești, să cunoști acest cod profesional. Și este reprodus cuvânt cu cuvânt, atât în traducere în limba română, cât și în original. Și acest cod profesional era baza de lucru de fiecare zi sau era un cod profesional care stătea undeva și știam că există și cum se întâmplă de foarte multe ori în care... La noi nu se întâmpla. Noi eram într-o instituție americană supusă rigorilor managementului american și ale presei anglosaxone de calitate. Și în același timp, noi eram toți, mai ales cei de la conducere, foarte conștienți de impactul spuselor noastre și ce consecințe pot avea ele. Vezi revoluția de la Budapesta din 56. Iar cred că pentru a măsura impactul Europei Libere în România, cel mai bun mod este prin intermediul securității. De pildă. Dacă vezi câtă atenție ne-a acordat sub diverse forme securitatea, realizezi câtă teamă era în rândurile conducătorilor ale regimului, teamă de influența Europei Libere. Iar în multe, foarte multe documente ale securității din arhiva CNSAS, în diverse cazuri despre X, Y a făcut, că adresc a spus, vezi un fel de leitmotiv al securității. Sub influența emisiunilor postului de radio auto-intitulat Europa Liberă, cu tare a făcut, a zis. De fapt, este o preocupare majoră a securității în tot acest timp și dedică foarte multă energie, resurse pentru a limita, pentru a controla și pentru a infiltra oameni în... Sau pentru a arunca în aer. Sau pentru a lichida fizic oamenii de acolo. Foarte, foarte, foarte mare preocuparea pentru a distruge acest post, chiar prin a-l dinamita, prin a pune o bombă acolo, atentatul din 1981, nu? Pus la cale împreună cu unul de cei mai mari teroriști ai lumii de atunci, cu Carlo Șacalu. Deci erau conștienți că pot pierde segmente întregi de populație de sub control prin acțiunea Europei Libere? Sau era vorba numai de a închide gura unor oameni care deranjau și criticau niște conducători care erau deja puși în poziția de a fi un fel de zei infailibili despre care nu se puteau aduce decât laude? Aici discuția e destul de complexă. În primul rând, să spunem că securitatea, în ceea ce privește monitorizarea, avea o unitate specială, unitatea R, care asculta toate emisiunile, erau transcrise și erau făcute a doua zi dimineață buletine speciale, care erau secrete, cu aceste emisiuni, ce meritau a fi aduse în atenția decidenților politici, soții Ceaușescu, membrii Comitetului Central, poate membrii ai Guvernului. Deci ei primeau în fiecare zi ceea ce se discuta buletinul, la... Buletinul, da. Buletinul Europa Liberă era făcut de securitate, secretizat și oferit decidentului politic ca să citească, să vadă ce s-a spus cu o zi înainte despre România, despre guvern, despre conducătorii politici, despre partid, mai ales atunci când aveau loc vizită în străinătate, reacții și așa mai departe. Asta pe de o parte. În același timp, trebuie să avem în vedere faptul că securitatea a privit Europa Liberă permanent ca pe un instrument al serviciilor secrete americane.
în acest caz, al CIA-ului. Cei care lucrau la Europa Liberă erau agenți CIA sau erau recrutați de alții, nu știu, cei care lucrau la BBC, secția română, erau de asemenea agenții ai inteligențului britanic. Nu e nimic, nu ne surprinde acest lucru. Pentru că impactul era atât de mare și evident Ceaușescu era atent la imaginea sa, îl afecta, mai ales în anii 80, îl afectau criticile de la Europa Liberă, se organizau tot felul de acțiuni, măsuri, care să tempereze critica instrumentată de Europa Liberă. De multe ori încercau să fie recrutați angajații postului de radio. Acest lucru se întâmpla, era cumva o procedură prestabilită. Inițial se căuta profilul, se vede dacă sunt oameni care ar putea să fie abordați. Exact. Să avea loc un prim contact acolo, la vedeau Germania, dacă au nemulțumiri, dacă pot să fie... Oficial, adică, nu știu, la un spectacol, la o petrecere, dacă se întâlneau, să vadă dacă are atitudine dușmănoasă, așa se scrie în text. Nu a avut atitudine dușmănoasă și nu a refuzat contactul. Asta era un lucru... Un pas înainte. Exact. De acolo se mergea mai departe. Erau atrași, mai ales în anii 60, începutul anilor 70, erau atrași angajații postului să viziteze țara. Ca turiști. Da? Să-și viziteze familiile. Unde ar fi avut loc adevărata recrutare? Unde ofițerul de securitate nu era timorat dacă acționează într-un spațiu străin și putea să pună presiune pe un angajat. Unul dintre aceștia, mi-aduc aminte acum, a fost Liviu Cristea, care mai mult a fost angajat al BBC-ului, dar a colaborat și cu Europa Liberă și care, jurnalist vechi, da, experimentat, care a devenit pentru o perioadă colaborator al securității, pentru că avea motivele lui. Avea o prietenă pe care vrea să o scoată din țară, lucruri de genul acesta. Și chiar citind la un moment dat, el a afișat foarte bine persoanele, personalitățile care lucrau și la Europa Liberă și la BBC. În Arhiva Securității găsim aceste fișe și una dintre ele se referă și la Liviu Tofan. Țin minte și acum când am citit-o, scria despre Liviu Tofan că este unul dintre cei mai veninoși angajați la Europa Liberă și critici la adresa regimului comunist, ceea ce este un lucru foarte bun. Mai spunea și ceva pozitiv, că sunt un cadru de viitor, un tânăr de viitor. Da, așa este, da. Deci erau foarte atenți ce cadre sunt și ce viitor pot să aibă. Încercau în felul acesta să influențeze politica editorială, ceea ce era aproape imposibil, evident, printr-un agent sau altul, sau să obțină informații din interior. Cum funcționează postul? Mai degrabă de să obțină informații. Bine, să-și influențeze, dar mă întreb că dacă organizezi și avem în imagine cum arăta redacția Europei Libere după atentat, acolo s-a pus problema uciderii oamenilor și exercitării unui act de teroare asupra redacției române. Bine că atentatorii n-au pus bomba unde trebuia, au pus-o la redacția cehă. O propoziție să mai spun și apoi Liviu ne va explica foarte bine acest episod. Acesta, ceea ce ai descris, e vorba despre compromitere, dar mai ales anihilare, lichidare a angajaților postului de la Radio Europa Liberă, care trebuiau asasinați, trebuiau să se organizeze incidente, accidente, în urma cărora să moară, să aibă de suferit fizic și în felul acesta să fie descurajați să își mai continue munca. Iar acest atentat în 1981, organizat de securitate, sau mă rog, comandat de securitate și organizat de Carlos Chacal, un mare terorist în acel moment, a fost un eșec. Iar Liviu Tofan a studiat în detaliu acest episod, având acces la documentele poliției germane, vest germane, da. De fapt, a fost, adică, mă rog, a produs victime, adică n-a... A fost câțiva răniți, da. Nu au reușit să... Și nici n-au vrut, de fapt. Atentatul a fost executat de oamenii lui Carlos Chacalul, știm asta 100%, avem documentele,
dar la... El fusese la București înainte și sigur căzuse de acord. Și asta e documentat. Vizitele lui la București sunt documentate și ele. Carlos a executat acest atentat doar pentru că avea nevoie de sprijinul românilor și al securității în acea perioadă. Deci le era dator. Pentru el Europa Liberă nu însemna nimic și cu atât mai mult cu cât... El căuta oricum refugiu în țările socialiste pentru că era vânat în vest și acolo găsea protecție. L-a găsit și la București. La București, în Ungaria. Întâi la Budapesta, după aceea la București. Carlos nu a atacat niciodată un obiectiv american. Tocmai pentru că nu dorea să se pună rău, să fie luat în colimator de americani. Și nici atentatul de la Europa Liberă, din acest motiv, nu l-a recunoscut niciodată. Deși, încă o dată spun, nu există niciun dubiu, sunt documente care atestă acest lucru. Revenind la securitate, ce știm astăzi este că nu a reușit niciodată securitatea, deși a încercat permanent să infiltreze un agent al ei în redacția noastră de la München. Cu o singură excepție, care a durat fix 3 luni de zile și care i-am dedicat un capitol special în carte sub titlul GX36. Exact, și am scris despre asta pentru că și în istoria am publicat articole, iată, acum sunt și în carte, din istoria Europei Libere, redacției românești, pentru că este vorba de atentat, este vorba despre agentul Ivan Deneș, indicativul acesta, da? Este vorba despre tentativa de asasinat împotriva lui Emil Georgescu. Evident că au fost cei care au suferit. E vorba de asasinarea lui este Cornel vorba Chiriac. De Cornel Chiriac, o legendă a vremurilor de atunci, și vorbeam despre secretul câștigării audienței extraordinare. Una dintre ideile extraordinare a fost de a te adresa publicului tânăr prin muzică, prin emisiunile a fost ideea lui de muzică. Care... Și atunci a cuprins un segment întreg de populație din România care era avidă să asculte muzică occidentală și iată, avându-l pe Cornel Chiriac, practic a fost un fenomen. Așa este, dar și după Cornel, acest segment al tinerilor a rămas alături de Europa Liberă până la sfârșit, pentru că la noi puteau asculta emisiuni de foarte mare calitate despre tot ce era nou în muzica occidentală și nu era disponibil deloc în România. Exact, pentru că nu pătrundea nimic din afară, era singura cale prin care oamenii se puteau conecta și tinerii se puteau conecta la ceea ce se întâmplă în vest și să asculte muzica de acolo. Exista și un contact direct cu populația din România? Aveați vreo cale de a comunica pentru a afla știri, pentru a afla starea de spirit din România? Existau și oameni curajoși care vă contactau direct? Da, foarte mulți. Foarte mulți care, având ocazia să călătorească în Occident, treceau pe la noi, pe la München sau mai ales la Paris, Parisul fiind mai frecventat decât Münchenul, foarte mulți făceau lucrul acesta. Apoi erau scrisorile pe care le primeam din țară, foarte multe scrisori din care aflam foarte multe lucruri și care ne permiteau să avem un fel de interactivitate cu ascultătorii. Acum mă veneau scris că nu te duceai la poștă să spui către Radio Europa Liberă. Nu, alea care au fost puse la poștă se găsesc acum în colecția de la CNSAS. Pentru că erau toate confiscate. Au fost retrase din circuitul poștal, cum spunea securitatea. Da, oamenii știau lucrul acesta, se fereau să își pună scrisorile la poșta română. Cea mai folosită metodă era: știi pe cineva care iese afară? Chiar și în Bulgaria, nu conta, ajungea în Bulgaria, punea scrisoare la poștă și ajungea cu siguranță la noi. Erau urmăriți mai ales turiștii străini, care
ieșeau în evidență în anii aceia pe stradă, imediat vedeai că ăsta e un occidental și erau rugați să ia această scrisoare, să pună la poștă când ajung la ei acasă. Și așa a funcționat sistemul până la sfârșit. Iar cât de intensă era comunicarea cu Europa Liberă, găsim iarăși dovada chiar în documentele securității, în care găsim rapoarte spunând că în perioada cutare, o perioadă de 9 luni de zile din anul cutare, am dat exemplul în carte, spun ei, am reținut 3.000 de scrisori adresate postului de radio Europa Liberă. Vă dați seama ce multe erau? Da. Enorm. Și le primeați direct aceste scrisori? Le primeam direct și erau folosite în două emisiuni. Aveam două emisiuni speciale dedicate acestei corespondențe cu ascultătorii noștri. Și cum vă fereați de manipulare? Că puteau să fie și scrisori pe care, securitatea să le trimită sau oameni pe care să-i trimită la dumneavoastră să vă intoxice, de exemplu, cu tot felul de informații. Spune, nu e adevărat ce spuneți voi, uite, eu vin din România, Nu sunt un admirator al regimului, dar vreau să vă spun cum stau lucrurile. Sigur, dacă veneau atât de mulți. S-a încercat, securitatea a încercat lucrul acesta. Știam că vor încerca, și ei știau că noi știm, deci eram foarte atenți. Nu am avut probleme din această cauză. Iar cei care veneau să ne viziteze, știam că mulți dintre ei sunt obligați de securitate să spună, când se întorc acasă, să spună ce au văzut, cu cine au stat de vorbă, ce au aflat, ce au văzut. Și faptul este că noi nu aveam nimic de ascuns. Nu era nimic secret la Europa Liberă. Nu eram nici oficină de spionaj, nu foloseam nici spioni în România. Nu aveam nimic de ascuns. Singurul secret erau aceste scrisori de la ascultători, pentru că dacă cineva le-ar fi văzut din afară, ar fi putut eventual să meargă să găsească expeditorul. Persoană. Deci, dar cei scrisori care veneau la dumneavoastră nu puteau avea neplăceri la întoarcerea în țară? Adică ei spuneau, da, m-am dus la Europa. Păi ce ai căutat la Europa? De ce te-ai dus la Europa? Păi eu zic să aduci în discuție exemplu Mihai Botez, care este elocvent în acest punct de vedere cu călătorii în străinătate și interviuri la Europa Liberă. Mihai Botez, un dizident, de altfel, a înregistrat, da, de pildă, în 86, cred, un interviu, cu mai multe, cu Vlad Georgescu, erau prieteni, a înregistrat un interviu foarte virulent care a fost difuzat în momentul în care Mihai Botez se întorsese deja la București. Deci el și asuma total riscul și poziția lui de confruntare cu regimul de la București. Dar interviuri cu liderii comuniști ați încercat să faceți în acea perioadă și dacă da, au fost acceptate? A existat un interviu acordat Europei Libere în anii 60 de Corneliu Mănescu când era ministru de externe. În anii 60? În anii 60, da. După aceea a existat doar, probabil că la asta te referi, a existat o tentativă despre care am scris în detaliu în carte, în 1978, o tentativă a securității de a-l atrage pe Noel Bernard într-o vizită în România. În România. O vizită clandestină, i s-a sugerat, pentru a face un interviu cu Nicolae Ceaușescu. Și această tentativă ar fi fost dusă mai departe dacă nu ar fi intervenit atunci în vară fuga lui Pacepa. Pentru că el este cel care a inițiat această acțiune. Chiar Pacepa. Numai că cu asta nu s-a lăudat niciodată. Odată a ajuns în Occident. S-a lăudat cu altele.
Da, e extrem de interesant ce ar fi putut să iasă dintr-un astfel de interviu, deși e clar că Ceaușescu știa ce să spună și ar fi ieșit din... Nu cred că s-ar fi ajuns la un interviu, iar probabil că ar fi înscenat lui Noel Bernard ceva... Ar fi fost o încercare de compromitere. Ca să-l compromită pe el și postul ca să spună că este, iată, pe cale să colaboreze sau chiar colaborează cu regimul de la București. Extrem de interesant în acea lume în care, într-adevăr, propaganda încerca să schimbe total percepțiile oamenilor, dar iată că victoria a fost de partea cealaltă, până la urmă. Nimeni nu mai credea propaganda și toată lumea asculta Europa Liberă. Fenomenul reapare și dacă ne gândim la impactul în ziua de azi, când comunicarea este la o cu totul alt nivel, ce am putea să înțelegem din această confruntare extraordinară dintre adevăr și minciună, să spunem? Cum am putea să refacem, să spunem, un succes din anii războiului rece, care a dus la prăbușirea comunismului, în ziua noastră de astăzi, în care nu mai putem face diferența dintre știrile false și știrile adevărate, dintre manipulare și lucrurile corecte, dintre dezinformare și informare. Mie mi se pare că trăim într-o epocă în care o luăm practic de la început, care nu mai e o propagandă neapărat organizată de stat, dar este organizată de undeva. Cred că aici este adevăratul merit al Europei Libere și să mă explic. Sigur că noi, și vorbim acum de anii 80, trăiam în mijlocul cenzurii și aveam nevoie de informație. Dar în același timp, noi, românii, treceam printr-un elaborat și îndelungat proces de reeducare. Generațiile mai vechi, care prinseseră perioada interbelică, războiul, care aveau altă perspectivă a unei lumi libere, sau mă rog, altei lumi decât cea comunistă, deja se duceau. Și veneau celelalte generații născute în comunism, care nu mai puteau să perceapă istoria așa cum a fost și să o înțeleagă. Ori acest proces al reeducării avea efect în România. Și dacă regimul ar mai fi continuat, sunt convins că efectele ar fi fost teribile. Adică suferim și în ziua de astăzi efectele acestor acțiuni de propagandă intensă? Suntem mai vulnerabili? Vreau să spun că Europa Liberă atunci ne-a ținut, și fac referire acum la titlul cărții, ne-a ținut în viață tocmai pentru că a fost un obstacol în acest proces al reeducării instituit de regim asupra populației. Dacă n-am fi avut Europa Liberă, ar fi fost teribil de manipulați noi. Nu știu cum am fi mai putut... Deci n-am mai fi avut repere, practic. N-am mai putut fi comparat nimic. Absolut deloc. Aici, așa ne-au ținut în viață Europa Liberă. Pentru că noi am fi trăit, sigur, da, și fără Europa Liberă, dar am fi trăit altfel, ca niște animale. Ca omul nou. Sau ca omul nou, da. Ori, din acest punct de vedere, nu putem fi decât recunoscători, noi, generațiile noastre, care am simțit și ne aducem aminte cum am fost ținuți în viață de Europa Liberă, oferindu-ne permanent informația corectă și ajutându-ne să înțelegem în realitate lumea. Astăzi, sigur că s-a întors. Acum informația este atât de mult, atât de bogată. E mult mai complicat astăzi. Mult mai complicat. Și un exemplu poate foarte, foarte clar. În anii 80, un fenomen gen șoșoacă nu ar fi putut exista deloc. Pentru că singurile medii prin care s-ar fi putut afirma erau medii profesioniste cu filtre de control, așa cum existau ele în presă în vremea aceea. Ne referim la mainstream. Niciun ziar nu ar fi publicat promovat orice personaje. Dar ce facem acum, când nu mai există mediu, să zicem,
lumea generației, de când a apărut tiparul, s-a învățat, dom'le, citesc ziarul dimineața, am încredere în el și plec la muncă. Astăzi nu mai există așa ceva. Există și ziarele sau brandurile care sunt solide și de tradiție și păstrează codurile despre care vorbeați, dar restul nu are niciun fel de regulă. Avem un peisaj foarte confuz și foarte deprofesionalizat. Peisaj în care ce mai există ca media de calitate aproape că se pierde și câștigă spațiu enorm de manifestare, de răspândire, exact genul fake news, tot ce trece dincolo de normele profesionale și se bucură datorită tehnologiei de mijloace de propagare extraordinare și imposibil de filtrat. Da, nu numai de filtrat, dar pentru că depinde și aici, dar nu mai există capacitatea oamenilor de a mai face distinția. Vedeți că dacă se apucă să dea năvală în magazine și să cumpere că vine sfârșitul lumii pentru că au citit undeva că a spus cineva că duceți-vă că gata, de mâine se oprește curentul, cad toate, nu mai găsim pâine, nimic. Asta poate să-ți producă niște fenomene sociale care să scape de sub control la un moment dat. Absolut. Totul pornind de la ceva fals și fără nicio legătură cu realitatea. Și nu mai există de multe ori nici responsabilitatea celui care generează știrea. Știre care, datorită rețelelor sociale și a internetului, va călători într-o secundă peste tot. Pentru că, și acum mi-aduc aminte de ce vorbeam noi la un moment dat, Liviu, cu ce, credeți că la Europa Liberă era verificat un material înainte de a fi difuzat? Nu. Aveați libertatea să difuzați ceea ce credeți că trebuie difuzat, pentru că aveați responsabilitatea în timp ce, după emisiune, și aici Liviu ne poate explica procedura, aceste materiale erau verificate. Cum era? Cum se petrecea? Da, nimeni, niciun șef american nu se uita pe știrile pe care le difuzam noi sau pe emisiunile pe care le făceam înainte de a fi difuzate. Ei aveau totală încredere în noi și în sistemul nostru propriu de autoverificare că nu vom ieși din cadrul codului profesional. Totuși, evident că managementul american, care nu vorbea nici română, nici bulgară, nici polonă, nici rusă, voia să știe ce apare în emisiunile noastre. Și pentru aceasta exista un departament special, Broadcast Analysis, unde emisiunile noastre, periodic sau prin sondaj, erau traduse în limba engleză și în astfel managementul putea să evalueze în ce măsură ne facem treaba așa cum trebuie sau trebuie să ne dea peste degete. Dar baza era încrederea managementului în probitatea redactorilor a noastră că știm ce trebuie să facem și ce trebuie să spunem. Și asta îi face diferența, pentru că de partea cealaltă erau oameni care, sigur, trăiau într-un sistem care îi obliga, practic, să spună ce era invers. Da, evident. Nu puteai să publici nimic până nu trecea prin mecanismul cenzurii. Să vezi, să vadă înainte, să umble la fiecare cuvânt, chiar dacă nu exista nicio intenție și li se părea că are o conotație, atunci lucrurile nu mai puteau să mai apară, să mai fie aduse la cunoștința publicului. Până la urmă trebuia să avem și o ne gândim în ziua de azi că ar trebui să mai avem asemenea, între ghilimele, Radio Europa Liberă, între ghilimele, conceptual vorbind, în sensul în care să poată să facă diferența. Și evident că există așa ceva,
dar este mai greu pentru populație asaltată de tehnologie să mai acceseze numai sursele care sunt de încredere într-un mediu extrem, extrem de complicat și de confuz cu care ne confruntăm. De fapt, una dintre cele mai mari provocări ale secolului 21, așa cum foarte mulți analiști spun. Ne-au ținut în viață Radio Europa Liber 1970-1990, o carte extrem de interesantă despre o perioadă istorică încheiată atunci cu victoria adevărului asupra minciunii și manipulării. Să sperăm că în continuare lucrurile vor merge tot în același sens. Mulțumesc foarte mult pentru participare. Toate cele bune. Rămâneți alături de Historia. La revedere! We'll be right back.